Vă salut, prietenii și abonații ai canalului nostru! Astăzi vă voi vorbi despre una dintre multitudinea de legende care învăluie România. O poveste care îi cutremură și astăzi pe oameni. Este vorba despre legenda miresei din Radovan, care se răzbună pe cei vii după lăsarea întunericului. Legenda miresei de la Radovan începe la sfârșitul anilor 40. Bătrânii satului încă își mai aduc aminte de fatidicul eveniment din anii 40, care a adus pe capul lor blestemul miresei, ce nici astăzi nu își găsește liniștea. Ea continuă să bântuie pădurea Radovan, pădure care este tranzitată de drumul Craiova-Calafat, sector de drum cu foarte multe accidente, a căror explicație nu a fost găsită. Totul a început în anul 1947, când, din cauza foametei din Moldova, mulți moldoveni au plecat să își caute norocul în părțile Olteniei. Printre ei se găsea și Ileana, o tânără care își căuta de lucru în speranța unui trai mai bun și pentru a-și ajuta familia rămasă acasă în Moldova. Ea a intrat ca servitoare la o familie de chiaburi din satul Radovan. Fata, de o cumințenie și o hărnicie ieșite din comun, dar mai ales de o frumusețe izbitoare, s-a făcut remarcată în sat, mai ales la horele organizate duminică de duminică în centrul satului, și mulți bărbați, tineri sau chiar bătrâni, râvneau la farmecele Ilenei. Fata, de o moralitate ireproșabilă, nu a cedat însă avansurilor bărbaților și a continuat să muncească în speranța reîntoarcerii acasă cu o brumă de agoniseală. Într-un final, a găsit un băiat harnic la fel ca ea, cu care urma să se căsătorească și să-și întemeieze o familie. Se pare că băiatul era tot din Moldova și fata urma să plece acasă după nuntă împreună cu acesta. Se pare însă că stăpânul casei unde lucra Ileana nu ar fi vrut ca aceasta să plece și ar fi abuzat cu forța de fată chiar înainte de nuntă, lăsând-o gravidă. Din cauza rușinii pricinuite, se pare că Ileana, după cum spun bătrânii satului, s-a spânzurat de creanga unui copac, chiar în pădurea Radovan. De atunci, mulți spun că au văzut-o bântuind pădurea și ieșind în calea mașinilor. Cine se oprea, era luat cu ea în inima pădurii și nu se mai întorcea niciodată. O altă variantă a legendei miresei de la Radovan spune că Ileana ar fi suferit o altă dramă. Chiar în ziua nunții, când aceasta își aștepta alesul îmbrăcată în rochie de mireasă, mirele ar fi fost găsit mort, cu gâtul tăiat la marginea satului, omorât, se pare, în urma unui conflict pe care acesta îl avusese cu un alt bărbat din sat, care pusese ochii pe Ileana. În urma șocului primirii acestei vești, tânăra s-ar fi aruncat într-o fântână de la marginea pădurii și de atunci încă își așteaptă iubitul îmbrăcată în rochie de mireasă. Tocmai acesta ar fi motivul pentru care majoritatea victimelor miresei sunt bărbați, tineri și necăsătoriți. Oamenii din sat spun că dacă vezi mireasa, nu trebuie în niciun caz să oprești, ci să îți vezi de drum, având tot timpul privirea înainte. Astăzi nu este șofer care să nu fie auzit de mireasa care bântuie pădurea Radovan. Localnicii din comuna Doljeană își fac cruce în momentul în care sunt întrebați de fantoma din pădure. Unii oameni jură că fantoma le-a trecut prin fața ochilor. Mireasa le apare în fața șoferilor și îi terorizează pe cei care se plimbă prin pădure. Nu și-a găsit liniștea. S-a spânzurat aici, în pădurea Radovan. Noi nu venim niciodată singuri aici. Ne este frică. Mireasa a fost văzută de multe persoane. Mulți șoferi au făcut accident imediat după ce au văzut fantoma. Eu nu am văzut-o niciodată,
dar un vecin s-a întâlnit de câteva ori cu ea. Când a văzut-o, a luat-o imediat la fugă. De atunci nu a mai mers niciodată în zona respectivă, povestește Ion Tică. Oamenii din Radovan povestesc că tânăra Ileana a plecat din Moldova în căutarea unui trai mai bun. S-a angajat la un bărbat bogat, care a început imediat să îi facă ochii dulci. Fata nu a cedat avansurilor, însă a fost batjocorită și a rămas însărcinată. Nu a putut trece peste acest lucru și peste faptul că trebuia să aducă pe lume un copil nedorit. A mers în pădurea Radovan și s-a spânzurat de o creangă. Mai târziu, mai spun localnicii, s-a dovedit că fata nu era gravidă. Toată lumea spune că era foarte frumoasă, iar băieții erau tot timpul în preajma ei, mai povestesc oamenii. Fantoma tinerei Ileana bântuie în fiecare noapte pădurea Radovan. Numeroși localnici, dar și șoferi care tranzitează zona, au relatat că au văzut de nenumărate ori o fantomă care se plimbă în voie prin pădure. Șoferii care trec prin pădurea Radovan sunt sfătuiți să nu încetinească sau să se uite în altă parte decât înainte. Mireasa din Radovani, așa cum au numit-o localnicii, apare în unele momente ale nopții, de parcă și acum, după mai bine de 70 de ani, nu și-a găsit alinarea și liniștea sufletească, încercând să se răzbune pe fiecare persoană care are ghinionul să iasă în cale. Pădurea Radovan este un loc în care oamenii se tem să meargă după căderea nopții. Se tem că pe aici bântuie fantoma miresei care s-a sinucis în perioada interbelică, după ce mirele i-a fost omorât în noaptea nunții, iar ea a fost violată. Alții localnici spun că fantoma din pădurea Radovan este a unei tinere căreia i-a murit logodnicul chiar înainte de nuntă. După ce l-a așteptat îmbrăcată în rochie de mireasă, vestea morții lui a făcut-o să se arunce în fântână. Dar nici după moarte nu a încetat să-și caute iubitul. Tocmai de aceea mireasa ar apărea doar în fața mașinilor conduse de tinerii necăsătoriți. În cazul tinerei, au fost efectuate și o serie de investigații. Haideți să vedem ce a ieșit la iveală. Constantin Țipiște, cel care a descoperit cadavrul și care a plasat evenimentul în primăvara anului 1940, a declarat că, citez, și cum mergeam eu așa, la un moment dat am zărit ceva târnând de un copac. La început nu mi-am dat seama ce era. Am crezut că cineva agățase o treanță de crengi. Când m-am apropiat însă, am descoperit cu groază că era o femeie prinsă într-o funie. Ileana se spânzurase. Personajul principal a existat în realitate, după cum documentează Mateiaș Mihai. Există dovezi în sprijinul acestei legende susținute de documente care fac parte din arhiva Registrului de Decese a Comunei Radovan, registre care certifică următoarele. Document, Registrul pentru Decese al Comunei Radovan pentru anul 1948. Numele decedatei, Eleana Padomianu. Data decesului, 3 februarie 1948. Ora 17. Profesia, agricultor. Religia ortodoxă. Născută 1931, Comuna Gherghiasa, județul Râmnicu-Sărat, Moldova. Vârsta, 16 ani. Părinții, Ghiță și Maria Padomianu. Locul decesului, Comuna Radovan, pădurea statului, punctul Vlădășel. Prin ordin parchet, locul decesului, Comuna Radovan, pădurea statului, punctul Vlădășel, prin ordin parchet, Tribunalul Dolj, 933/1948, moarte violentă. Deși documentul nu specifică starea civilă, putem observa că Eleana Padomianu își păstrează în act numele de domnișoară.
Este posibil ca unele neclarități legate de evenimentul tragic să fie depășite prin lectura dosarului de anchetă, întocmit de organele de cercetare la momentul respectiv. Elemente noi ar putea fi adăugate din căutarea urmașilor familiei în Moldova. Se știe, de exemplu, că venise împreună cu una dintre surori și își găsise de lucru în gospodăria lui Marin Mitran. Anumite neînțelegeri legate de titulatura de mireasă. Fata s-a spânzurat îmbrăcată în rochie de mireasă. Ceea ce este improbabil, sunt explicate de obiceiurile zonei legate de moartea celor tineri și nenuntiți, după cum lasă să se înțeleagă și localnica Nicoleta Sania. Au îngropat-o ca pe un câine în cimitir, nici n-au băgat-o în biserică din cauză că păcătuise. Au îmbrăcat-o în mireasă, pentru că așa e obiceiul la noi. Fata care moare nemăritată e îmbrăcată în mireasă. În privința sinuciderii, localnicii leagă o serie de 10 de bărbați înnecați în lacul Fântânele, dar și accidente rutiere petrecute în condiții bizare. Accidentele de mașină par a avea un tipic legat de o anumită porțiune de drum și de prezența spectrală a miresei, aceasta apărând brusc în diferite ipostaze, distrăgând astfel atenția șoferilor care pierd controlul autovehiculului și produc accidente grave, de multe ori mortale. La un moment dat, drumul național 56, clasificat și ca european 79, traversează pădurea Radovan pe o distanță de 6,5 km. Caracterizat ca un tronson de drum drept și neted, în această zonă au loc anual câteva accidente mortale. Ideea unui spectru care este înaintea mașinilor, provocând accidente, pare a fi întărită de mărturia unor șoferi care au văzut fantoma, fără a-i cădea victimă. Localnica Ioana Ene relatează. S-a auzit acum câțiva ani că niște șoferi care treceau noaptea prin pădure au văzut silueta unei femei îmbrăcate în alb. Alerga prin pădure și de câteva ori a trecut prin fața mașinilor. S-au oprit în sat speriați și ne-au întrebat cine era. Când am auzit, imediat ne-am dat seama că era mireasa din Radovan. Localnicii spun că mireasa bântuie și pe drumul de lângă pădure, iar oamenii spun că de multe ori a înspăimântat șoferii sau trecătorii, iar cei care au drum prin zonă sunt sfătuiți să treacă repede, fără să privească în stânga sau în dreapta și să încerce să nu bage în seamă niciun sunet ori nălucă. Doar așa vor scăpa de blestem, iar în caz contrar, mireasa îi va duce cu ea în inima pădurii, de unde nu se vor mai întoarce vreodată. Investigarea acestui subiect poate continua cu studiul registrelor sau dosarelor poliției, morți prin înec și accidente rutiere, însă experiența arată că acest lucru este mult mai dificil decât pare. Reflexele secretomaniei altor epoci au rămas treze și se manifestă fără ezitare. Legendă, adevăr sau pur și simplu glume proaste făcute de localnici pentru a se distra pe seama celor slabi de înger, nu știm. Se pare că mai multe persoane au încercat să afle ce se ascunde în spatele acestui mit, care are o mulțime de variante. Astfel, unul dintre îndrăzneți, rămas în pădure peste noapte, a făcut mai întâi focul și a stat treaz pentru a aștepta mireasa fantomă. La miezul nopții încep să se audă zgomote ciudate, ca și când cineva l-ar pândi pe îndrăzneț din adâncul codrului. Deodată însă, o siluetă îmbrăcată în alb pare să se ivească pe potecă. Drumul este foarte întunecat. În fața îndrăznețului a apărut o lumină ca o siluetă. Era foarte întuneric în jurul său și nu vedea absolut nimic, însă apăruse acea siluetă. Oare ce era? Nu era altceva decât lumina lunii. Cu siguranță, mulți oameni, dacă ar vedea aceasta, fiind în pădure, ar lua o razna.
Erau doar razele lunii care, trecând printre crengile unui copac, creau acest efect de hologramă. Probabil că mulți au văzut imagini de genul acesta și au considerat că este o mireasă. Se pare că totul pleacă de la o glumă proastă a unor băieți. În urmă cu mulți ani, unul dintre ei s-a îmbrăcat în mireasă și a alergat noaptea prin pădure. Astfel, toată povestea a luat o razna. Deci, concluzia este că această mireasă și acest blestem nu există. Însă, totuși există ceva. Așa cum am arătat, există lumina lunii care, datorită crengilor copacilor, formează o siluetă albă, o hologramă a unei mirese aproape perfectă. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Mă opresc aici, cu aceleași gânduri bune pe care mi le transmiteți și voi. Vă urez multă sănătate și să ne auzim cu bine. Pe curând!